biruința sa găsesc odihna lui și sunt pe veci eliberat. Mă bucur să fac parte din de cei care sunt eliberați, mântuiți, salvați. Eu sunt din Arad, mă numesc Adi și mă bucur să cânt, să vorbesc despre îndurarea Domnului, despre tot ce mi-a dat El mie. Am 27 de ani și de când m-am născut am fost într-o permanentă luptă cu viața. La naștere am avut o răceală, maternitate, care putea liniștit să mă omoare, dar am scăpat ieftin, mi-am rămas doar cu probleme de vedere. Mă bucur că pot folosi de intelect, de celelalte simțuri. Dar la 2 ani am reușit, în urma unei operații, să capăt simțul văzului, să văd parțial, cu un singur ochi, dar puteam să citesc, puțin mai greu, dar citeam, umblam singur, eram într-o mare măsură independent. Dar mai trebuia să continui acest serie de operații și, din păcate, am dat în continuare doar de medici care mi-au făcut mai mult rău și răul care mi l-au făcut atunci a avut efect pe termen lung, pentru că în adolescență am început să văd din ce în ce mai rău. La școală mă chinuiam tot mai tare și la aproape 20 de ani acest simț al văzului, în urma multiplelor intervenții, a cedat în urma unei operații prin care am vrut să salvăm și să recapăt din nou o mare parte din vedere. A fost într-adevăr o lovitură puternică pentru mine, pentru că nu mă gândeam la așa ceva. Deci nici prin cap mi-ar fi trebuit să ajung să nu mai văd. Și vederea mea să fie, de exemplu, cum e acum, doar umbre, culori, lumini. Acum, nu vreau să strănesc niciun gram de compasiune, pentru că nu-mi place, niciodată mi-a plăcut să atrag compasiunea oamenilor. Dar vreau ca oamenii să vadă ceea ce este în spatele unui om cu dizabilități de vedere, cum sunt eu. Și în spatele acestei dizabilități este un Dumnezeu mare, puternic, care se implică și nu îngăduie un necaz peste om și să-l lase de izbeliște. Înainte de această pierdere, am avut parte de cea mai mare minune care poate Dumnezeu să facă în viața unui om. Cea a nașterii din nou, prin care am căpătat drept la viață și nu doar la o viață aici pe pământ și mi-a oferit o perspectivă cerească, una veșnică. Nu mi-a fost ușor, pentru că a trebuit să iau viața de la început. Dar dacă la 19 ani, aproape 20, am pierdut vederea și la 18 ani, înainte de această pierdere, am câștigat mântuirea, am primit mântuirea, de fapt. Avantajul meu a fost, în acel moment al pierderii, vederii, că am avut către cine să strig. Degeaba aș fi strigat la familie, care într-adevăr a făcut tot ce a putut pentru mine și și-a dat concursul să fie un sprijin real pentru mine. Nici la prieteni, nici la cei din biserică. Singurul lucru care îl puteam primi atunci era doar o vorbă bună. Sau nu trebuia să mergi să faci operația aia. Dar mă bucur că Dumnezeu a binecuvântat un mod extraordinar și nu îmi trecea prin cap atunci că voi putea să reînvăț să trăiesc altfel, bazându-mă pe simțuri și nu pe vedere, și mai ales să trăiesc prin credință. Acesta este darul lui Dumnezeu. Prin acest lucru mă face să mă consider un om fericit. Și nu vă spun sincer că nu mă amăgesc spunând lucrul acesta, pentru că
N-am văzut în toată viața mea mâna lui Dumnezeu, când am văzut-o măștia 7 ani, când nu mai văd. Și Dumnezeu m-a ajutat să merg la Cluj, la conservator, să intru, să termin, să am o mică afacere care să pot să asigur un trai decent și mai mult decât atât, un program flexibil care îmi permite în timpul liber să fac lucrarea lui Dumnezeu, să merg, să vestesc Evanghelia în România și numai România, orice fel de medii, și mă bucur că Dumnezeu poate să mă folosească chiar în starea aceasta, pentru că atunci, în acele momente când nu puteam să anticipez, nu puteam să... Mintea mea nu putea să conceapă toate lucrurile acestea. Mă gândeam, Doamne, cum o să mă pot folosi în starea aceasta? Și Dumnezeu m-a învățat să nu mă uit la ce nu am, și doar la ceea ce am. Dumnezeu m-a învățat să nu plâng de milă și să nu aștept milă, să nu-mi deplâng soarta. Dumnezeu mi-a insuflat acest spirit de luptă și am realizat că lupta este a mea, dar biruința e a Lui. Și atunci, chiar dacă lumea nu poate să conceapă fericirea aceasta, care poți să o ai chiar dacă nu mai vezi, doar avându-L pe Domnul, nici eu nu puteam să mă gândesc la acest lucru acum 7-8 ani. Dar în fiecare zi gust din bunătății lui Dumnezeu. Și merg cu el înainte. Medicii nu mai dau nicio șansă să revin. Singurele mele șanse sunt doar în mâna lui Dumnezeu. Și dacă eu vreau aducă acest simț al văzului, să mă redea. Am această încredințare că poate să o fac. Nu trebuie să fie neapărat și voia Lui. Eu nu știu pentru ce trebuie să fiu în starea aceasta. Dar cel mai mult mă bucur că sufletul meu, înainte de toate aceste lucruri, este salvat și este pus deoparte pentru cer. Și vreau ca toată viața mea de acolo, indiferent că voi primi acest simț sau nu, să fie nu o resemnare, ci o acceptare a voii Dumnezeu. Și vreau ca fiecare zi pe care o trăiesc să fie o repetiție pentru cer. Și turneile acestea sunt o repetiție pentru cer. Pentru mine este o mare binecuvântare că pot să slujesc pe Dumnezeu și în forma aceasta. Știu că trebuie să mă lupt să ajung acolo, în cer. Nu e ușor. Dar prima față pe care eu o voi vedea va fi cea a Domnului Iisus acolo în slavă. De aceea mă consider un om fericit și mai mult decât atât, împlinit.